Aproape 500 de deținuți se găsesc în penitenciarul pentru minori și tineri din Craiova. Majoritatea se află aici după ce au comis furturi și tâlhării și dau vina pe anturaj. Înainte să intre la închisoare, mulți consumau droguri, în special etnobotanice, pentru procurarea cărora au fost la un moment dat nevoiți să comită infracțiuni. A fost închis pentru furt. Da. Ce ai furat? Am furat niște materiale de construcție. Ce vrea să faceți cu banii ăștia? Sau ce să vă distrăm? Cum? De drogă. Cu ce te drogai? Cu tot felul de substanțe. Etnobotanice, da, sau etnobotanice mai... și marihuana. Cât de dai pentru aceste droguri? Păi de timp, de când ne distrăm. Cât te costă să cumperi așa ceva? Eu te întreb că nu știu. Cât se vinde pe piață? Ciculele 300.000 și maria, marioana, 1.600.000. Influențat. Mi-am dat seama la un vârstă fragilă. Ce s-a întâmplat exact? Din cauza banilor, să zic așa, o datorie cu față de noi și când ne răzbunam pe ei, mi-am dat la mașină, incendia mașină. De câți ani ești aici? De 1 an și 2. Cât mai ai? 3 luni. Te-ai gândit ce o să faci când o să ieși de aici, la fel, dacă ai urmat o școală și ce vrei să faci? Școală aș mai avea un an. Am făcut clasa 11 aici. Aș vrea să termin și școală, pe care mai am un an, și aș vrea să-mi urmez familia, să plec în maică-mă străină. Unde este mama ta? În Anglia. Prima faptă a fost la vârsta de 16 ani, când am plinit vârsta de 16 ani. Am făcut o tâlhărie din cauza anturajului. Eram cu încă un prieten, care și el încarcerat aici și aveam nevoie de bani pentru distracții, iar noi ne-am gândit să facem la acea tâlhărie. Ce ați furat exact? Un lanț. Da. La a doua oară, la 17 ani, un furt, tot cu același băiat, tot de anturaj. Ne să ne distrăm, să... Ce ați furat a doua oară? Nu, am spart o mașină. Și am luat niște obiecte din ea și ne-am... Nu ne ajungeau banii care ne dădea familia și noi cheltuiam cel puțin 30 de milioane pe zi. La penitenciarul pentru minori și tineri se află și un deținut care, înainte să ajungă după gratii, câștiga destul de bine pentru vârsta lui, lucrând ca programator. Câți ani ai și cum ai ajuns aici? Am 19 ani, da. Și am venit aici cu tâlhărie, din cauza anturajului și consumului de droguri. Ce consum ai? Etnobotanice. Cât consum? Cât plăteai pentru aceste etnobotanice și de unde ești? Sunt din Târgu Jiu. Păteam în jur de câteva milioane pe zi. Și de unde faceai răză atâta milioane sau cumpărați etnobotanice? Mai și lucram. Ce lucrai? Ca programator. O meserie foarte bună. Da. Și banii care îi câștigai, îi consumai... Da. Ce o să faci când o să ieși? Acum vreau să mă scriu la facultate. Unde? Am luat bacul aici, în penitenciar. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. La o facultate de informatică. Am încercat facultatea de informatică din București, dar n-au mai fost locuri la IDE. Și aș vrea acum să văd dacă reușesc cu regimul deschis să mă scriu la zi. Tot în București sau indiferent unde lăsi? București ar fi cel mai bine. Acolo. La informatică sau ai vrea și pe alte domenii? În informatică. În domeniul meu pot să lucrez de oriunde. Exact. Eu, până să mi se dea mandatul cu executare, lucram pentru o firmă din America. Și lucram de acasă. Am 2 ore pe zi. Și pentru 2 ore pe zi câte plăteau? Păi asta era salariul minim 30 de lei. Din cauza numărului mare de deținuți, psihologul și asistentul social de aici abia mai fac față. Câți deținuți sunt în momentul de față la penitenciarul de minori și tineri? În acest moment avem 496 de persoane private de libertate. Noi avem în detenție atât minori cât și tineri, dar și adulți. La momentul ăsta sunt 78 de minori, circa 40 de adulți, iar restul de 370 sunt tineri. Acel segment de vârstă între 18 și 21 de ani. Ne putem lăuda, eu știu, cu un efectiv destul de vast la educație. Avem 23 de educatori,
Ei bine, în cealaltă arie de intervenție, respectiv asistența psihosocială, aici lucrurile stau foarte, foarte greu, în sensul că avem un singur psiholog și un singur asistent social la 500 de copii privați de libertate, așa cum vă spuneam, și care au foarte multe nevoie de asistență specifică în condițiile de vârstă, de vulnerabilitate.